Nata Albu s-a retras din cursă. E o decizie bună. Mie lista PAS mi se pare o listă slabă. Oameni precum Rosian Vasiloi, care ar putea să fie printre primii listă, sunt jos. Sincer, îmi pare rău, lista mi se pare foarte slabă, decizia doamnei Nata Albu de se retrage, o salut. Părerea mea că nici nu avea ce căuta să candideze, dar nu eu decid, fiecare are liberul arbitru.